Salutare, salutare! Bine v-am găsit aici la un nou episod din Career Mode cu Ajax. Suntem într-o perioadă specială, perioada, să zic așa, mea preferată. Este, desigur, perioada de transferuri. Și, cum ziceam, este și perioada de transferuri din iarnă și sper să prind așa ceva jucător șmecher la preț mega, mega, mega bun. Desigur, n-aș zice nu și la anumite oferte, știi, dacă vine ofertă pe jucătorul XYZ, știi, să-l vând sau ceva, da, de ce nu? Din păcate, am uitat complet să pun scouteri, gen să-mi caute jucători, dacă le-ai despre contractul, culmea că am uitat. Dar ia să vedem, poate că avem ceva jucători pe aici prin lista noastră, prin shortlist, dă Doamne să i-am. Dacă mai uităm, asta este. Bun, deci hai să vedem la ce jucători le expiră contractele ce le am și pe shortlist. Deci, realist zis așa, aș accepta orice. Ia uite, David Luiz, primul, doar că deja este cam slăban așa, 31 de ani, o să aibă 32 de ani când o să vină la noi, mă rog, sau să plinească. Viteza e cam slabă, sliding stand attack, plus că l-aș lua ca rezervă, poate, știi, ca o rezervă, dar nu știu, mă rog, lăsăm acolo, să zicem, poate, de ce nu. Hai să mai vedem cine ce mai e pe aici. Arjen Robben. Chiar dacă și el e bătrân, totuși ăsta la 34 de ani se menține mult mai bine ca alții și aș și putea da, să zic așa, oportunitatea să se retragă la el acasă, în Olanda. Și, hei, la Ajax, deci nu la orice altă echipă. Să știi că mi-ar place ideea asta cu Arjen Robben. Arjen Robben acolo ca o rezervă pentru Neres, că ați văzut, nu prea are stamina. Ar fi șmecher, adică cred că ne-ar ajuta mult și în Champions League. De ce nu? Chiar e o idee interesantă. Totuși vreau să mă mai peste toată lista să fiu sigur ce și cum. Pe moment încă nu a mai apărut niciunul, nimic, absolut nimic și nici unul. Nope. Da, cred că îl vom lua pe Robben. Cred că îl vom lua pe Robben, așa liber de contract. Hai să revenim la Robben și luăm atunci pe Robben. Chiar îmi place ideea asta. Știi, e olandez, am un respect mare față de Robben. Mi-a plăcut tot timpul de acest jucător și mai ales când era la națională. Când era la națională, uai, cum era Olanda în vremularea când Robben era și el măcar la un 30 de ani. Ai, 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 vremuri. Da, hai să vedem. Hai, Robben, hai să vedem approach to sign. Ia să vedem, oare cât vei cere tu, mă, nene, mă? Și îmi cer scuze, nu știu, picuț, am dat cu mâna peste microfon anterior, sper să se audă tot ok. Deci, vei dori să fii important? Bă, mă gândeam la squad rotation, dar nu cred că o să accepti, nu? Hai să vedem rotation. No, aici niciodată nu poți negocia. No, ok, azi zicem important, ok. 3 ani? Bă, ești nebun, mai vrei să joci 3 ani? Să treci, stai că... Nebunul, încă 3 ani. Bun, fără release clause logic, oricum nu cred că mai plăti eu cineva. Așa, deci... Vrea 500.000 de euro la semnătură, pe 5 apăreți încă 200, mă rog, 300.000 și salariu de 56. Oare n-aș putea să-ți dau un salariu de 50 rotund și atunci ne înțelegem. Ce zici, bro? 54. Bă, cât de cât am mai negociat. Hai că e ok. Mă, care am mai lăsat de la el. Ok, moșul Robben, legenda Arjen Robben va veni la Ajax din vară. Deci din vară Robben este al nostru. Am semnat aici contractul, mă rog, pre-contractul. Contractul desigur va fi semnat acolo în vară când va veni la noi. Bun, am luat un jucător, o legendă, zic eu, la un salariu corect. Salariu corect. Nu wow, nu u, nu h, nu câr. Un salariu corect. Este de mai aici. Vine ofertă pentru băiatul ăsta, Van Leer. Leer. Bă, unde-i hrușcă, bă, să-l arătăm ea, bă, l-am găsit pe Leer. Da. Ok.
Ideea este să văd, aș mai aștepta puțin să văd dacă mai reușesc să vând ceva jucători. Acum a venit, am o ofertă de nicăieri pe omul ăsta, Ler. Știu că îl mai am pe transferist și pe Huntelaar, încă n-a venit nicio ofertă pentru el, dacă nu măcar să-l ofer, poate la schimb cu un anumit jucător. Dar prefer să aștept puțin și să văd ce se întâmplă. Vine ofertă pentru Ober, având în vedere că mai am un olandez de 19 ani, deci și mai tânăr cu un an, tot pe aceeași poziție, aș zice, bă, știi ce, hai că sunt dispus să negociez, chiar dacă cred că și Ober precis are acolo un micuț potențial de evoluare. Nu cred că este peste 80, că altfel aș fi știut, că m-am uitat pe anumite site-uri, știi, să văd potențialul jucătorilor și dacă era un potențial mare, clar nu-l vindeam. Dar da, 9 milioane de euro pentru Ober ăsta plus un 4 de pe ăsta, uite că se adună așa niște bănuți. Să sperăm că îi vom vinde pe acești doi jucători și să vedem. Da, Uber a fost vândut, ceea ce e super. Ah, și l-am vândut și pe Ler. Din păcate, na, nu primim hăp banii ăia, cât e dispusă și asta. Ia, vezi, de asta ziceam. Pierre Schurs. Tipul ăsta cred că ar evolua. Odată ce poate că, ia uite că cred că Delight se cam apropie de final aici pe training, știi, de-am încolo o să evolueze numai pe teren, din câte se și bine vede, hăpt, cât să mai fac acolo la slide tackle un nivel și după aceea îi pun stop, că nu cred că mai prea dorește. Văd că și Nerez a cam luat așa o pauză micuțe, acele bări de evoluare. Poate și eu un an, ușor, ușor, să le mai facă pale așa încă o dată. Nu-i stres că mai avem jucători tineri, știi, de asta și așa deschis faze că, bă, e ok, nu mai vreți să evoluați, nu-i stres, las că măcar pun pe alții care evoluează și mai mult, știi cum zic? Da, bun, bun, bun. Hai zi, mai punem încă o dată la training. Ia uite, foarte bine de light. Forță, băiatul ăsta, bă, forță, uite, mă, cum evoluează, nebun, mă, nebun, 65 valoare actuală pe piață, dar îți dai seama că dacă aici scrie 60 și nu știu cât, de fapt e și mai mult. Wow, Barcelona este pregătită să spargă banca pentru David Neres, tânărul brazilian de 21 de ani. Au zis acolo că Malcolm se simte cam singur pe banca de rezerve, hai să-l aducem și pe Neres. Frate, zice jocul că jucătorul valorează, se vede, between între 66 de milioane și 97 de milioane. Uf, dacă iau 90 de milioane, chiar și 80 și ceva, eu nu sunt foarte pro acestui transfer. Sper numai să reușesc acea sumă. Hai să începem cu un 80 și, cu un 85, 86 de milioane. 49.800, cel puțin nu s-au supărat, deci asta cât de cât îmi dă o idee că ar fi dispus așa unui anumit preț. 82.600, 58. Ok, dăm 77, hai. 58, a, deci ăsta e prețul lor fix. 70, hai rotund, 70, am un sub 70, chiar n-aș vrea să-l dau, că e tânăr, precis mai evoluează. 70 de milioane prețului. Da, asta este Barcelona, ne pare rău. Vreau și eu să fac un ban, tu să te faci cu un jucător tânăr, eram fericit, adică 70 de milioane pui mei, o grămadă de bani, nu poți să zici nu la acea asemenea sumă. Hai că o să și jucăm meciul ăsta împotriva celor de la Feyenoord, având în vedere că pe poziția asta, numărul 4 am văzut eu acolo, deci na, hai, cât de cât să-i dăm bătaie, dacă știi cum zic. Bun, hai să vedem, meci de campionat împotriva celor de la Feyenoord, o altă echipă forță din campionat, care desigur se află și pe poziția numărul 4. Sunt chiar mega hyped, de-abia aștept să vină Arjen Robben aici la Ajax, dar până atunci, na, trebuie să terminăm sezonul acesta. Oricum, de-abia aștept să-l văd pe Arjen Robben la Ajax. Am făcut și cele două transferuri, acel portar plus apărătorul Robber. Mai am avut acea bănuță acolo să ne uităm la buget și apoi să ne facem așa o idee ce să mai transferăm.
Păcat că a picat, într-un fel zis păcat, că a picat transferul lui Neres, adică, na, pui mei, 80-70 de milioane, chiar că l-am lăsat relativ ieftin. Adică jocul zicea că poți să ceri 90-95 de milioane pe Neres, deci dacă jocul zicea așa, between și nu știu ce aia, pe cam pot să obțin acea sumă. Dar, na, Barcelona nu prea a dorit să spargă așa banca. Nu-i stres, nu-i stres, asta este. Vor mai fi ocazii, mai mult ca sigur, vor mai fi multe echipe care îl vor dori pe acel băiat și eu sunt relativ dispus să-l dau, nu zic, nu mi se pare așa mare wow, cum spre exemplu este De Ligt, știi, pe care ar trebui, trebuie să-mi, fai, nici nu știu, nu, vreau să fac ce mi-am propus la începutul acestei serii, știi, să fac apărarea Virgil van Dijk, respectiv De Ligt, mi se pare criminal apărarea, așa, cei doi, ăștia doi împreună, nebunie. Hai de aurier, hai, ia uite, da, așa că aș mai găsi jucători cum l-am luat pe aurier, frate, gen pui mei, preț de Black Friday, fix valoarea jucătorului, pe acum dacă ar veni, știu și eu, orice altă echipă, să zic un AC Milan, să-mi dea 30 de milioane, îmi dublez banii pe aurier, știi, dublăm banii pe el. Și aurier zic eu că este relax un jucător de 30 de milioane în joc. Ia să vedem. A, ce bine a intervenit acolo băiatul ăsta. Haps. Haps, haps. Bă, dar are și cea fizică. Uite că a rezistat acolo la pressing-ul lui Aurier. Ia, mă, Van Persie? Oare el e? Nici nu mai știu la ce echipă. Știu că e pe undeva prin Olanda, dar nu mai știu la ce echipă. De legenda Van Persie. Chiar, mă, cred că el e. Cred că el e. Anul acesta este ultimul an al lui Van Persie, din câte știu eu, e gata, omul a zis că ăsta e ultimul lui sezon, cred că sezonul în Olanda s-a și terminat, în Real mă refer desigur, și e gata. Să vedem, oare se va face antrenor, ceva de genul, ar fi interesant. Începe mai aici repriza a doua, împotriva celor de la Feyenoord, scorul este 0-0. Chestia bună, să zic așa, este că noi am fost echipa care mai non-stop am ținut așa pressing-ul în atac. Noi am atacat mai tot timpul, dar nu prea se lipesc golurile de echipa noastră. Ne trebuie acolo, frate, un atacant pur sânge, unul de ăla, știi, care cum să piște mingea, cum să fie gol, nu zic că ta, deci nu e, cred că și în momentul actual, prin simulate, știi, prin simul și așa mai departe, cred că el e pe acolo, top la goalgetter la noi. Dar, na, nu știu, de asta am zis că, de exemplu, și pe Neres l-aș fi dat, știi, gen, pe o sumă atât de mare aș fi zis, da, de ce nu, hai că-l dăm pe Neres și știu și eu, aduc pe alt winger pe RV. Cum am zis, vreau să fiu ca și Ajax. Ajax, dacă ar prinde suma corectă pe jucătorul Y sau X, îi dă drumul, știi, că zice, bă, las că nu-i stres, că mai avem junior, las că nu-i stres, că mai cumpăr junior sau habar n-am. Cum, de exemplu, l-au luat și pe Răzvan Marin, care și el este tânăr, nu hă junior, dar e și el tânăr. Și din câte am înțeles, cei de la Ajax ar fi totodată interesați și de Yanis Hagi, din câte am înțeles din anumite, mă rog, din presă, știi, Digisport și așa mai departe. Ci că olandezii ar fi fost interesați de Yanis chiar și anul trecut, doar că ceva, nu știu, nu le-au convins, nu le-au plăcut sau poate ceva Hagi a zis că nu, încă nu și nu s-a făcut transferul, habar n-am. Opa, opa, oricum foarte curios, bine Aurier, bine bro, foarte curios, de exemplu, ia uite ce s-a auzit recent, dacă n-ați auzit, o să auziți de la mine. Este faza cu Răzvan Marin, care știm că acum este jucătorul celor de la Ajax și, de exemplu, Ajax nu îl lasă pe Răzvan Marin să se ducă la naționala de tineret, mă rog, la națională. Ceea ce mi se pare ciudat, adică de ce nu leși omul dacă e convocat să meargă la națională? Într-adevăr, insistă pe niște chestii de antrenamente, de nu știu ce, nu știu cum, am mai zis și eu chestii dume de genul acesta legate de antrenamente și minuni, că vezi, Doamne, că diferă, că nu știu ce, că nu știu cum. Mă rog, dacă Ajax are o anumită tactică de abordare, adică, hei, nu putem să comentăm, adică ei au ajuns atât de departe în Champions League, au făcut atâția jucători juniori care amu valorează milioane de euro, deci, na, ce să le zici? Știi cum zic?
Ne apropiem ușor de finalul meciului, 0-0 este scor, numai n-am reușit, frate, să dau un gol foarte nașpa. Hai, Renato! Ce gol! Ce golazo, nebunul de Renato Sanchez! O bombardează, frate, un bombeu de ăsta imparabil al Renato Sanchez, ușor, ușor. Tind să cred că ar trebui să-l pun pe Renato Sanchez în locul lui Van den Beek ca titular. Uitați-vă ce execuție, ce șut, ce perfect a dat acest mijlocaș. Acest șut, nici nu rămân fără cuvinte. Fabulos golul lui Renato Sanchez, dar ce este și mai epic este sigur că acest gol s-ar putea ca acest gol să ne aducă cele 3 puncte de care avem nevoie în campionat. Mai când, mai așa puțin și eram gata să fiu resemnat, bă, asta este, na, va fi egal. Și apare Renato Sanchez din nicăieri și dă dita mai golul. Bravo, bă, nebunule, bravo, mă, Renato, ești un zeu. Opa, Dolberg? Da. Oricum este fluier final, dar câștigăm. Câștigăm acest match, golul lui Renato Sanchez ne aduce cele 3 puncte. Ușor, ușor, sper că ne vom îndepărta așa de restul și cred că o să rămână doar un duel cu PSV, cred. Hai să vedem, noi am o artresinare acolo, tabela. Stai așa că PSV este peste noi, 51 de puncte avem amândoi, deși noi și ei avem 51 de puncte, dar sper că poate că ei au dat mai multe goluri ca noi, știi, pe gol averaj și de-aia sunt ei pe primul loc. Na, ce să-i și faci, asta este. Ata ete. Na, mă rog, oricum, ia uite, ne și apropiem de finalul perioadei de transferuri. Vom mai spera, vom mai sta făpt un picuț să văd exact dacă mai reușesc să mai fac un transfer sau nu. Dar, în principiu, este că avem pe la 14-15 milioane de euro și a zice nu, hai să încercăm să cumpărăm încă un jucător acolo, așa, știi cum zic? Hai, ne vedem pe data viitoare, pe viitor, numai bine, pa, pa!